Domn profesor Gheorghe Vojo, astăzi vorbim despre Umbre și Lumini, Corul Catedralei Ortodoxe Mediaș, pagini de istorie, un volum pe care l-ați lansat în 2012. File de istorie. De ce acest material despre Corul Catedralei Ortodoxe Mediaș? Pentru că începuturile le-am făcut împreună cu George Popa, împreună cu Marius Drăguși, cei care au readus corul, vechiul cor Doina Târnavilor, care a funcționat în Mediaș. Și care își avea în fiecare duminică partea liturgică, răspundea la slujba de duminică. Slujba de duminică. Da, acest cor, Doina al Târnavelor, deci cam ce istorie au avut, dacă știți? Acest cor, Doina al Târnavelor, deci, hai să pornim așa, la zidirea bisericii ortodoxe, atunci învățătorul Mărginean, Vasile Mărginean, a fost solicitat să răspundă la slujba de înființare, adică de slujirea, de sfințirea bisericii. Și cu această ocazie, având în urmă niște membri foarte, foarte serioși și având un cor pregătit din timp, s-a lansat cu aceasta. Deci asta a fost în 23, da? De prin 23, 24, 25, nu mai știu precis. Așa. Și apoi, în urma lui Vasile Mărginean, a luat ființă corul Doina Târnavelor. El își avea sediul pe strada Vramiancu la Sofia, îi zicea, era cârciuma de la Sofia, acolo. Da. Și acolo își avea, acolo făcea repetițiile. Cine erau de fapt coriștii? Din ce zonă era? Coriștii erau toți din zona de sus, de sus, de pe Vramiancu, de pe Moșni, și din toate părțile, adică veniți, funcționari, erau incileri. După Vasile Mărginean a fost trimis o perioadă de timp în altă parte să predea ca învățător. Și atunci a fost preluat de către Aurel Mititelu. Aurel Mititelu era un plutoner, un subofițer de la unitatea militară de aici. Omul se știa în ale muzicii și preluat. Ei, el mai avea încă un ajutor pe un contabil, pe contabilul pe Vasile Voiculescu, altfel, în sfârșit îmi scapă numele. Și într-una din zile, deci în perioada 45, chiar în 45, repetit, după în urma repetiției care au avut-o avea joia, a spus, fraților, ne întâlnim duminică. Și duminică, numai bine că Aurel Mititelu a fost pușcat la, pe lângă Ierut, undeva. Acum mormântul lui se află aici. Este declarat erou. Și cine a preluat după ce Mititelu a dispărut? După Mititelu s-a destrămat corul. Vintilescu se numea cel contabil. Contabil, da. Așa. Și, deci corul s-a destrămat în 45. Și nu s-a mai reluat decât numai în 1952. Cine a fost cel 52 care a fost Marius Drăgușin, diaconul care a fost implementat aici în Mediaș, de către mitropolitul de atunci. Ei, după
Dar acum a apărut și George Popa, a apărut fratele lui George Popa, a apărut Aurica Neagoie și atunci era o emulație de coruri foarte mare. Mm-hmm. Și o parte din acești oameni au dorit ca să cânte din nou. Dacă odată îți intră microbul ăsta a corului, cam greu te lași de el. Mm-hmm. Și așa că din 52, din 52, corul acesta își are originea. Și în volumul dumneavoastră, Umbre și Lumini, de când povestiți viața? 52. Deci în 1952 am început cu... Cum ați lucrat la carte? De unde aveți informațiile despre ce s-a întâmplat din 52 încoace? Așa, din 52 încoace, tot ceea ce a fost, fiind participant acolo, știam tot, da? Deci și... în 52 dumneavoastră ați intrat în corul bisericii? Sigur că da. Deci, eu fiind elev, eram în clasa a șasea, eram cu pe a cincea, a șasea, școala 2, la începutul general 2. În clasa a patra l-am avut pe George Popa și știa cam cine, cum era Romi Bențan, era Cornel Vasiu, era Hodârnău, era Diac și s-a orientat George Popa asupra doi inși, Bențan, Romi și eu, ca să mergem pe lângă cor. E, acum corul își desfășura activitatea o duminică la biserica de sus, deci la catedrală, și o altă duminică mergeam la Pețecheș, cântam și la... Și cine erau cei care trebuiau să ducă cărțile și să facă prezență și mai departe? Eu și Romi, da? Și așa ne-am aranjat o duminică el, o duminică eu și duceam cărțile acolo, stimele. Vă puteți imagina că era de fiecare voce, erau patru voci, erau cam 40 de cărți din astea care le duceam cu valiză. Și în afară de concertele pe care le susțineați duminică de duminică, răspunzând preoților de la catedrală și la biserica de Pețecheș, ați mai avut și alte evenimente, concerte? Nu. Atunci era doar numai chiar concertul de Crăciun și am avut un singur concert, concertul de Paște. Odată la prin 56, așa ceva. Atunci am avut un singur concert, concertul de Paște. Deci, în rest, au fost numai concertele de Crăciun, dar toate au fost până acum. Am avut, în total, 56 de concerte. Bun. După plecarea lui Marius Drăgușin la Pitești, a rămas Potângă Procopie. El a fost administrator la școala zootehnică. Atunci era încă școala zootehnică. Liceu Axente Sever. Nu. Pe locul unde era, unde e acum Liceu Axente Sever, acolo era școala zootehnică. Și transformându-se în perioada aia, omul a rămas fără servici și a ajuns la cooperativa Meșteșugarul. Dar atunci a venit... venind la cor și având o voce nemaipomenită, un bas foarte, foarte bun, a preluat el destinele corului. A dus mai departe. La plecarea lui din localitatea din Mediaș, corul a fost preluat de către Mărginean, Vasile Mărginean. Da. A ieșit la pensie și așa că l-a preluat el. Da, Țurcanu Mihail, văd că apare ca și dirijor în perioada 72-73. Da, a fost o perioadă de timp când era cam nebuloasă treaba și atunci a mai venit și dânsul și bineînțeles că i-am dat. Mărginean Vasile se pare că a fost o perioadă mai lungă. Lungă, ce? Da. De ca lungă, și dirijor. Da. Ce vă mai aduceți aminte de Vasile Mărginean? Păi foarte multe lucruri.
a fost un om care cu el am ieșit, din localitate. Deci ne-am dus, am cântat la Brașov, am cântat la stațiunile, am fost la Păltiniș, am fost pe Valea Oltului, la Cozia și la Constanța, văd, la Sinișoara, da, la Rămâneț. Așa. Cu el am făcut, am preluat o legătură, el a făcut legătura dintre corul de la Constanță și corul nostru. Și atunci am făcut schimb de experiență. Apoi cu corul de la Cugir și cu cel de la Cugir. Cântați și alte melodii în afară de cele cu temă religioasă? Da. S-au cântat în perioada respectivă, s-au cântat foarte, foarte multe bucăți și, bineînțeles, și din mai mult din... adică Ciprian Morumescu, când am făcut o parte din lucrările lui, am cântat din Haydn, din muzica clasică, Beethoven, Vino noapte liniștită al lui Gruber și foarte multe lucrări din astea. Deci, erau toate. Toate având cam o, cum era și al lui Gheorghe Chiriac, pescarul care aduce în partea ultimă, Doamne, ajută-ne. Deci cât de cât să are un pic legătură, da, și cu, da, religia. Așa. Mama al lui Chiriac. Deci, asta a fost. Și de-a lungul timpului, cum veneau, eu știu, vocile tinere, pentru că... Bun, așa, deci... Cum vă reîmprospătați colegii? Tocmai aici e povestea. Era... Au rămas o serie de oameni, deci o serie de oameni care au păstrat până la venirea lui Șirianu. Și când a venit profesorul Șirianu, atunci a început să îmbunătățească structura. Dar atunci, în perioada respectivă, nu aveai voie. De câte ori nu a fost chemat și... Vă dau un exemplu. Ați avut probleme cu securitatea? Cu securitatea nu, dar am avut... Cu cadrele de partid. Cadrele de partid. Da. E, așa. Spre exemplu, odată la Unțuru, întâmplarea a făcut că ne-am adunat toți acolo. Și peste drum de Țuru, acolo are un coleg care a fost Nicu Boieșan, are casa. Lângă el era fratele lui Ion. Și întâlnindu-ne toți acolo, pur și simplu, haideți să fie până la mine. Și ne-am dus până la el. E, și nu ne-a răbdat inima să nu cântăm Hristos a înviat, nu ne-a răbdat inima să nu cântăm și alte melodii și până peste pupăză. Am ieșit fiecare de acolo, dar noi n-am avut dirijorul, n-am avut pe Vasile Mărgean. Da. Și zilele următoare am fost chemat pe rând. Fiecare să dă o declarație, cum a fost, de ce am cântat, cine a mai fost, care... Deci a fost întrebați. De fiecare dată eram întrebați. Mai mult decât atât, că la unele din repetiții era trimis chiar cel care se ocupa de verificarea. De cenzură. Cum de cenzură a corului, da? Și venea la repetiții și stătea și el acolo și mai povestea, mai nu știu ce, știam cine aici. Da. Și dacă vreți să știți, e domnul Tăriță, care a fost pe la... și pe la sindicat, și pe la... Dar după venirea domnului Șirianu s-a schimbat ceva în repertoriu? Pentru că, bun, acum trecem în altă fază. Am ajuns undeva în 1991. Când, da, deci nu și se mai punea problema de cenzură. Da, da, da. Și atunci am intrat într-o nouă fază și și protopopiatul ne-a sprijinit cu
câte două excursii pe an. Și mergeam în excursiile respective și acesta era un stimulant pentru, pentru membrii corpului și pentru familiile lor. Deci, până la urmă, ca să înțeleagă lumea, toți membrii corpului făceau voluntariat cântând la... Păi, ăsta tot e voluntariat și în momentul de față este tot voluntariat. Da. Nu avem, nu suntem plătiți cu nimica. Doar numai că mai dă din când în când, deci în lunar dă protopopiatul, cam dă 100 de lei pentru știme, pentru, mă rog, sunt multe lucruri care ne mai trebuie să acordăm la orice. Și după plecarea dintre noi a domnului Cirianu, ce s-a întâmplat cu... Așa, deci în perioada în care era domnul Cirianu, nu, cam în ultima parte, Ovidiu Moldovan, a făcut niște cursuri și a ajuns la Conservatorul de Muzică din București, unde și-a desăvârșit studiile, dar în domeniul dirijatului coral și mai ales al muzicii bisericești. E, după care și a venit aici și bineînțeles că domnul Cirianu l-a sprijinit și în multe cazuri, în multe dăți, a dirijat. Ori după moartea lui a rămas ca dirijor. Da. Da. Și în continuare, astăzi, tot el este. Cât de tânăr este colectivul din ziua de astăzi? Dacă pare acum, o proporție. Care acum, e activitatea? Da. Eu am 63 de ani. Mulțumim. În cor. Deci, având 74 de ani, deci vă puteți imagina cam câți așa. Și mai sunt încă vreo 3 sau 4 inși care sunt mai în vârstă decât mine, dar, sau să zic cam de aceeași vârstă, da? Și în rest sunt persoane care deja au intrat în faza de pensie și vin la cor. Dar sunt și din ăștia alți tineri care îndrăgesc muzica corală și vin la cor de plăcere. Avem pe doctori, avem după aceea ingineri, avem director de școală de la directorul Bădulescu Sorin. Da, care tot așa. În această perioadă, din 52 până acum, care credeți că a fost perioada cea mai bună? Deci unde? Sau calitatea corului a fost una foarte bună sau excepțională? Păi, asta este perioada de acum. De acum? De acum, da. Da. A fost remarcată de către Lulu Sârbu. Lulu Sârbu este Constantin Sârbu, care și el a cântat la noi la cor și apoi a ajuns la operetă la Brașov. Așa. A fost o... Nu știu dacă vă aduceți aminte, la înființarea operetei din Brașov au venit aici la Mediaș și au cules câteva elemente, printre care și pe preotul Mihai Bărcinean. Bun. Mai mult decât atât, dacă premiile care s-au luat la festivale astea, demonstrează că asta este perioada cea mai bună și cea mai prolifică a corului. Dacă cineva vrea să intre în cor, are pasiunea asta pentru muzica corală, cum poate să rezolve lucrul ăsta? Oricum, vine până sus la noi și spune, domnule, vreau să cânt și eu. Îl ascultă puțin să vadă dacă se încadrează în... Și... Mă să nu uităm că sunt și stași la noi.
Da? Avem și Sașa, care cântă la bază. Uh-huh. Doi aici. Pe unul Gheri și pe celălalt unul Nistor, care tot face plăcere să cânte și cântă cu noi. Din familia dumneavoastră mai cântă cineva în cor sau mai fost? Nu, de la mine nu mai. Nu? Dar au fost maică mea, au fost. Nu. Dacă... Deci, eu sunt Jet Băieteșan, din neamurile Băcileștilor. Și bunicul meu, la anul 1888, a fost la... Nu. 1890. Așa. Era la biserica de pe vale, de la izvor. Acolo a fost o biserică. Pe locul Bisericii Baptiste. Și el a fost creștnic acolo. Și cunoștea melodiile și mai departe. Eu l-am ascultat de multe ori cum cânta el. Și bunica mea avea o voce nemaipomenită. Și de acolo... Și mergeați duminică de duminică la biserică? Da, sigur că da. Era, asta era literă de lege. Și apoi părinții mei, maică mea din neamurile Băcileștilor, s-a căsătorit cu taică meu, care era din partea Alba Iuliei. Și tot așa, având o voce nemaipomenită, au rămas în continuare. Ei n-au fost la cor, n-au cântat, numai maică mea, pe timpul profesorului Graier. Și a cântat, maică mea a cântat în corul lui Vasile Bărgineanu, de la Înființarea. Revenind la carte, de ce Umbre și Lumini? Păi, umbre. Am vorbit în carte despre o serie de oameni care au trecut și care au o importanță deosebită pentru cor. Deci erau mentorii corului, da? Ei, aceștia sunt, n-am putut să-i prind în culori și i-am păstrat în alb și negru. Da? Pe când partea cealaltă, începând din 2000 încoace, i-am prins în culori. În culori. Mm. Ca să fie deci o deosebire, să facă o... De cele două perioade. Da, perioadele respective. Da. Mm. Da. Eu vă mulțumesc pentru minutele acordate și recomand unde pot găsi cei care vor să caute. Nu mai găsim nicăieri. Am avut 100 de bucăți, doar numai, și am distribuit-o în cor și acum am atâtea cerințe și nu pot permite momentan încă să... După aceea, când mai reușesc să mai scot încă o dată, atunci vreau, da, mai departe. Mulțumesc pentru interviu și cei care vor să vă asculte, nu? Duminică de duminică la Biserica Ortodoxă, nu? Acolo regăsește. Și eu vă mulțumesc.